care prevede o intervenție asupra podului de fier și acesta fiind monument istoric, nu este permis folosirea sudurii, trebuie folosite materiale de fier forjat. E un proiect interesant care va suscita interesul timișorenilor, sunt convins de asta. Se va putea deschide terasele în acest an acolo? Sunt convins că până în mai, iunie, în condițiile în care dăm drumul la competiție, se poate face. Ar mai fi o chestie pe care am uitat să vă spun la conferința de presă, este vorba de turnul de apă care de pe malul Begheului, peste drum de Bega de mult timp. Da, da, da. Acolo se poate face un restaurant cu două lifturi care urcă, coboară în... Are primăria de gând în acest an? Are de gând să scoată la licitație turnul pe proiectul acesta.